Să viat pe drumuri sfinte, de cu seara până-n zori. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Venirea lui Iisus este pentru fiecare dintre noi este o bucurie și a venit pentru fiecare în mod egal. Tocmai că Dumnezeu n-a venit pentru drepți, pentru cei 99 de drepți, cum se spune în Sfânta Evanghelie, ci a venit pentru aia cea pierdută, cum se spune, și a venit pentru noi toți. Pentru o jumătate de oră, biserica din interiorul penitenciarului a răsunat de colinde interpretate de grupul Brevis Quartet al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului. Au fost singurii vizitatori ce au putut să le aducă un cadou muzical care să le amintească deținuților de momentele când erau acasă și primeau colindători. Am simțit exact ca și când am fi alături de familiile noastre acasă, ca de fiecare an, de sărbătorile de iarnă. Este un moment deosebit ca să putem să venim la biserică și este un fapt împlinit așa, adică ne amintește de libertate și de ce eram acasă când mergeam cu familia la biserică și e un moment plăcut. Cred că s-au simțit sufletește bine, deși sunt departe de familiile lor. Reprezentanții penitenciarului din Colibaș au dorit să le facă și ei o surpriză vizitatorilor de la Arhiepiscopie și au pregătit împreună cu deținuții câteva colinde pe care le-au interpretat în biserica având hramul Sfinții Constantin și Elena. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem, raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. S-au bucurat cu atenția cu care a ascultat colinde și așa aplaudat. Și o surpriză că au cântat și ei colinde, așa că a fost o mare bucurie și ne mulțumim lui Dumnezeu. La final, cei 50 de deținuți care au fost prezenți la biserică și au ascultat colinde au primit iconițe și alte daruri din partea oaspeților și le-au transmis că doresc ca aceste inițiative să se transforme într-un obicei înainte de fiecare Crăciun.